Drumul strugurilor. Odată, Sfântul Macarie, sfânt din Alexandria, poftise să mănânce niște struguri proaspeți și buni pe care îi trimise cineva. Vrând să-și biruiască pofta, îi trimise unui călugăr neputincios care poftise și el asemenea struguri, dar și acesta, ca să-și înfrâneze pofta, îi trimise altui călugăr și mai slab. Și așa unul de la altul i-a trimis până ce au ajuns iar la Sfântul Macarie, întregi și neatinși. Sfântul, cercetând această întâmplare și aflând că toți frații, deși poftind, se înfrânasere, mare i-a fost mulțumirea și luând struguri i-a dat spre mâncare păsărilor cerului.